La alături de mine, vă spuneam, este dezideriu și vom discuta despre anul viitor din perspective generale și aș începe bună seara cu banii. Bună seara, mulțumesc <sus> pentru invitație. Care bani? Deci nu avem nici la anul? E posibil, e, domeniul e foarte bine punctat pentru că s-ar putea anul viitor să vedem că există niște probleme, dar nu neapărat directe personale. Aici vorbim la nivel macro s-ar putea să vedem, pentru că există niște elemente din astrologice, care își fac o mutare dintr-o zonă în alta și e posibil să asistăm la câteva momente în care, mă rog, să ne dăm seama că avem niște probleme la nivel de resurse și la nivel de finanțe. Din nou, aici aș, aș menționa și ideea de criptomonede, sistemul blockchain, tot ce înseamnă digitalizarea, toată operațiunea asta va duce sau s-ar putea să ducă la niște, la niște mișcări destul de puternice. În ce sens mișcări? Adică avem sau nu avem? Va fi adică mai rău, putea va fi să mai, mai nu avem. bine. Toată lumea vorbește de criza economică deja. Exact, da s-ar putea să nu avem, s-ar putea să ne dăm seama că avem bani, dar de fapt nu contează. S-ar putea să asistăm la fel cei care au investit în zona aceasta, s-ar putea să-și dea seama că de fapt nu mai au nimic. Sau, din nou, la fel, cum a fost și anul acesta cu diverse criptomonede care au crescut cu 4500. Să fie niște surprize din categoria aceasta. Mai departe? După bani? Răbdare, a, ziceai. Ăsta era unul unu dintre domenii, altfel trebuie să luăm în considerare că 2022 se anunță principial așa, se anunță cumva mai bine uh, decât a fost și 2020 și decât au fost și 2021. Va fi cumva mai ușor, dar iarăși există o pantă uh, delicată și depinde foarte tare cum ne raportăm noi la această pantă, pentru că și aici mă refer în mod special la Jupiter. Uh, Jupiter este luat în considerare de fiecare dată când, uh, când vorbim despre previziune anuale, o dată pentru că s-ar putea să uh, faciliteze un proces de vindecare sau s-ar putea să faciliteze un proces de extremizare cumva. Da, Să fim foarte, foarte uh, foarte convinși de ceea ce spunem noi. Uite un mic exemplu apropo de uh, tipul acesta de tendință, discuția legată de acel film. Nu știu dacă putem să-l menționăm. Sigur că da. Cum să nu putem să-l menționăm? Da. Exact, da, acel film. Este, este exact tipul acela de atitudine. Eu am văzut filmul și eu am dreptate, ceilalți care nu sunt de acord cu mine au văzut filmul iar și ei nu au dreptate și fiecare, da? E exact tipul acesta de credință organică. da acolo, acolo de fapt, se joacă toată, toată magia umană. Uh... Mi-aduc aminte că vorbeam uh, la începutul verii, parcă, despre da. toamnă, și spuneai că o să fie greu, și a fost foarte. Da. În România, cel puțin. Uh, mai există hopuri din astea la anul? Vor mai exista, din punctul meu de vedere, dar uh, va fi mult mai uh, ușor de gestionat. Din nou, au trecut doi ani de zile anul 2022 va fi iarăși bun pentru cei care și-au făcut temele. Am, am... Ce înseamnă temele? Că știi, aici toți avem senzația să că ne-am făcut temele. Trebuie să te pregătești, trebuie să, ai cumva, trebuie să fii cumva mai conștient de ceea ce faci, de ceea ce zici, de cum te comporți așa în general, care este atitudinea ta față de tine, care este atitudinea ta față de ceilalți. Trebuie să mai studiem un pic, trebuie să mai ieșim un pic din logica asta de, de genul la horoscop spune că zodia mea o să fie nu știu cum. Nu, hai să studiem un pic, hai să ne interesăm un pic să facem o muncă de cercetare. Da? Există atâtea domenii, există atâtea izvoare, atâtea, cum să zic, atâtea domenii pe care le putem aborda ca să ne dăm seama cum suntem noi ca oameni. Și în primul rând asta, abia acolo începe procesul prin care putem să ne dăm seama cine suntem, ce vrem de la viață, de ce suntem aici, dacă sunt acele întrebări nemuritoare pe care și le pune omul de când, de când a apărut. Abia acolo începe adevărata magie. Da? Și astrologia, la fel, este un instrument de care te poți ajuta ca să înțelegi cumva care sunt tendințele, care sunt motivele pentru care, nu știu, eu, de exemplu, dacă sunt zodiață, de ce reacționez așa, de ce acționez într-un fel, de ce gândesc într-un fel. Și atunci poți să-ți faci o imagine mai clară și abia acolo începe adevărata, adevărata viață. Bun, hai să vedem care ar fi lecțiile anului viitor din perspectiva ta. Adaptare trebuie să învățăm, dacă nu am învățat în cei doi ani, da, totuși au trecut doi ani de când am început tot circul ăsta cu pandemia, au trecut doi ani în care am avut timp să ne adaptăm, să învățăm, să descoperim, să, mă rog, să fim prudenți, să fim cum trebuie să fim. Acum, ușor, ușor, va trebui să mergem cumva mai departe, da? să trecem, am trecut prin procesul ăsta de adaptare, cei care au trecut, cei care nu au trecut vor trebui să meargă din nou la, cum să zic, la tablă. Este un an de adaptare și de vindecare, pentru că și acești doi ani au lăsat, totuși, niște urme destul de grele. Și cu siguranță va fi o traumă colectivă, nu doar la noi. Exact. Va fi în general valabil și la nivel mondial, s-ar putea să vedem diverse, uh, să asistăm la diverse momente. Din nou, o să fac eu apel la uh, o treabă despre care am mai vorbit acum și anul trecut și acum doi ani. Uh, Uranus în uh, taur care a pă, inițiat practic tot acest proces de ce înseamnă digitalizarea, Uranusul, totuși, se ocupă și de revolte. Și s-ar putea să asistăm la tot ce, unde vedem noi un sistem stabil și solid și clar, acolo nu se poate întâmpla absolut nimic, s-ar putea să asistăm la niște surprize, să vedem că poate fi răsturnat, că poate fi dat peste cap. Am mai vorbit și despre pă, Saturn învărsător. Iar și acolo, Saturn, lui Saturn îi place să dea lecții din nou, sunt lecții necesare, nu este că nicio planetă nu vine ca să-ți facă rău așa de principiu. O planetă vine cu o lecție. Să atunci... portofelul, da. Exact, exact. Și Saturn vine în cazul acesta, vine să ne învețe că totuși trebuie să înțelegem că există un colectiv, da? că suntem ființe umane cu toții și că trebuie să învățăm să ne înțelegem, să ne adaptăm la tot ce se întâmplă în jurul nostru și trebuie să, mă rog, din, din mers, ca să spun așa. Care sunt greșelile pe care le simt venind? A, nu, nu știu, am Nu știu dacă e, dacă e cazul să vorbim despre așa ceva, dar cele mai. mă rog teritoriul în care s-ar putea juca toată treaba asta este exact extremizarea. Adică să nu intrăm, uite, în noaptea asta, în noaptea de Revelion, luna face un aspect cu Martele, asta o să ne dea foarte multă energie. La nivel de ani, se ia în considerare noaptea de Revelion ca să-ți faci o idee despre cum va fi anul următor. Și în noaptea asta avem o lună conjunctă cu Martele. Asta înseamnă că anul viitor vom avea și mult mai multă energie. Dar asta înseamnă și mult mai multă inițiativă și mai multă imprudență. E, în măsura în care totuși le calculăm, le gândim și nu acționăm doar așa pentru că am o idee acum și trebuie să o fac pe asta neapărat, că nu mă interesează altceva, dacă nu mergem pe filmul ăsta și totuși mai raționăm un pic, ar trebui să fie, ar trebui să fie destul de. Okay. Ultima întrebare și -o cea mai importantă, cu dragoste. Uh, absolut. <laughs> și că toată lumea vrea să știe cu dragoste? Absolut, am pur și banii cu dragoste știi? Noi trăim <laughs> acum uh, perioada de Venus retrograd, care a dat peste cap niște uh, exact tot domeniul acesta de dragoste și relații. Venus retrograd va termina teoretic în curând, practic efectele vor mai dura până în martie. Deci abia undeva în martie o să ne dăm seama după ce tragem linie și vedem cine a plecat, cine a rămas și cine ne interesează, cine nu ne interesează. Abia din martie vom putea să ne dăm seama dacă am făcut bine sau trebuie să o luăm de la capăt. Mă rog, am putea să fim mai concret și să încercăm să discutăm cum își dorește toată lumea, dar asta o să facem separat pe fiecare zodie în parte, nu-i așa? La un moment dat. La un moment dat, nu știu, pe fiecare zodie nu. nu Știți că nu eu nu sunt foarte mare fan al acestei idei, tocmai pentru nu că. -am, rămânând la o, o, tendințele principale, să spunem, hai să o, recapitulăm un pic, așa, ce ar trebui să ținem minte din discuția noastră. Răbdare, constanță și prudență. Din nou, la fel cum au fost și anii, anii aceștia, din nou cu mențiunea că 2022 va fi mai simplu, mai relaxat și vom putea să ne mișcăm cu ceva mai multă, cu ceva mai multă legeritate, ceva mai multă libertate atâta timp cât ne facem temele. Să nu așteptăm să pice de la planete, să nu ne cadă din cer, să nu așteptăm să câștigăm la loto ca să facem ceva. De luni mă apuc de sală. Hai să ne apucăm de astăzi de sală, dacă tot vrem să facem ceva. Par destul de optimist, totuși. Da, sunt. Sunt. Nu știu de ce. Nici eu mă îngrijorează un pic. Da, și pe, adică... și pe mine. Și pe mine. Da, da, Din nou, e. știi cum e, o să vedem la anul. Ne uităm la materialul ăsta și o să vedem ce, ce, ce s-a întâmplat. Mulțumesc foarte